Spre deosebire de rundele anterioare de alegeri, scrutinul din 5 iunie vine cu o noutate absolută, scanarea actelor de identitate ale alegătorilor pentru prevenirea votului multiplu. Toate cele peste 18.000 de secții de votare din țară vor fi dotate cu câte o tabletă conectată la internet, care are o aplicație specială pentru scanarea și înregistrarea buletinelor alegătorilor. Datele sunt centralizate într-o bază comună, astfel că dacă un cod numeric personal apare că a votat deja la o altă secție, acest lucru este semnalat instantaneu. Totuși, chiar și în această situație, posesorul buletinului respectiv poate vota, însă după completarea unei declarații pe proprie răspundere că nu a mai votat în altă parte și că înregistrarea respectivă este o eroare a sistemului. Dacă se depistează ulterior că a votat de mai multe ori, acest lucru îi va atrage un dosar penal alegătorului. Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral, al secției de votare, care înscrie codul numeric personal alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Sistemul semnalează alegătorii minori și pe cei cu interdicție. Dacă alegătorul votează în altă secție, îi semnalează de asemenea pe cei omiși din listă, dar și votul multiplu. Tableta nu părăsește sediul secției de votare. Disfuncționalitatea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această situație, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate operatorului de calculator sau unui membru desemnat al biroului electoral, al secției de votare, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot. Președintele secției de votare va consemna într-un proces verbal durata disfuncționalității sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Tot el trebuie să notifice telefonic biroului electoral ierarhic superior atât apariția cât și încetarea disfuncționalității sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.